Scumpul meu Eminescu, afară plouă. Eu stau pierdută pe gânduri. Ura și indiferența oamenilor, lipsa și depărtarea ta, iubirea mea nespusă, toate acestea își împart rând pe rând ființa mea. Și în mijlocul unui vârtej în care mă pierd, mă întreb tainic. Și acum te întreb pe tine. Oare această tristă stare de lucruri se va schimba vreodată? Și te întreb acum pe tine mai serios decât nici când. Tu care, spunându-mi că mă iubești, m-ai făcut să sufăr amar o iarnă întreagă, încât sufletul mi-e bolnav, te întreb și te rog să-mi răspunzi. Face-mă, vei, fericită? Adică să ne înțelegem, eu înțeleg fericirea în aceea să fiu lângă tine, să fiu în fine a ta. La aceasta te rog să-mi răspunzi serios. Să-mi răspunzi astfel, după cum tu vei simți. În fine, răspunsul tău să fie expresiunea sinceră a sufletului tău. Oricum ar fi, numai să fie hotărătoare. Să fie astfel încât să mă pot baza pe spusele tale și totodată să mai pot spera și lupta. Postul măsura, postul judeca dureroasa mea poziție. Nu întâlnesc în orice parte decât indiferență, decât întrebări ca din treacăt. Dar când faci nunta? Dar ce va mai scrie domnul Eminescu? Și toate acestea rostite cu zâmbetul amar al ironiei. Astfel că mă doare în suflet. Mă doare că nu pot să le răspund decât cuvinte aproape fără sens. Căci sensul nici eu nu l-am încă clar. Eminescule, te întreb cu durere. Cum poți tu trăi în București când în septembrie jurai că n-ai putea trăi un moment fără mine? Iartă-mă dacă mă refer la timpuri trecute, în care timpuri, poate puțin și retlic, mi-ar fi fost mai deprinsă. Iartă, repet, dacă îți fac rău cu această scrisoare. Dar am citit la confesion d'un enfant du siècle. Scriere bolnavă care îmbolnăvește de moarte. Și trebuie să știi, e de altfel de Bizet poet. Și cu îndoială în suflet mă întreb. Oare toți poeții sunt astfel? Răspunde-mi, te rog. Însă te conjur. Nu ca să mă menajez pentru moment. Nu pentru ca să astâmperi un necaz pentru care ai compătimit. Dar pentru a-mi lămuri starea pentru ca să știu ceva pozitiv. Fie chiar dureros. Numai să știu ce-i și cum. Recunoaște, scumpul meu, că legătura mea cu tine în condițiunile în care mă aflu e din cele mai triste. O țară întreagă ne desparte. Încă momente de amare decepțiuni și de durere nu am mângâiere să te pot vedea. Astfel că trebuie numai să plâng singură și să confiez hârtiei câte ceva din câte se petrec în sufletul meu și care poate tu nici nu le mai citești. Te sărut din suflet. Veronica. Dragăcuță, de 4-5 ori am întreprins răspunsul la scrisoarea ta din urmă. Ba, am scris coale întregi pe care le țin în portofoliu, fără ca să aflu până acum reculegerea necesară de a-ți scrie clar și limpede, pentru că împrejurările ele înșine nu sunt limpezi. Tu mă întrebi când vom fi uniți pentru totdeauna. Îți răspund cât se poate mai curând. Nu mai te rog să judeci cu toată răceala dacă această unire oficială se poate face fără să am o poziție cât de puțin asigurată. Nu e vorba de tine, sufletul meu cel dulce. Și tocmai de aceea răspunsul mi era atât de greu, căci ești simțitoare. Și m-am temut totdeauna a atinge o susceptibilitate justă din partea ta, dar asupra căreia doi oameni care sunt ca și căsătoriți precum suntem noi, trebuie să se înțeleagă. Dar spune tu singură dacă de dulcea și iubita datorie de a-ți asigura soarta ta, pe care o primesc în orice moment, nu mi-aș incumba și o responsabilitate grea pentru soarta copiilor tăi și tu știi, dragăcuță, că o sarcină odată luată mi-asupra-mi, o port voinicește fără să mă plâng
și fără să cer împărțirea cu alții. Încă o dată nu poate fi vorba de tine. Din momentul în care ar exista o perspectivă oarecare, fie pensia, fie o asigurare mai temeinică a sorții mele, de a crește cuvincios pe cei doi copii și a îngriji de casa ta, nu mai e nicio piedică pentru unirea noastră oficială. Lucrez cât pot pentru ca aceasta să se realizeze cât mai curând. Te rog totodată și te rog cu insistență și în genunchi, ca de câte ori vei avea nevoie de bani să-mi scrii. Și scrie-mi fără jenă cât anume. Știi bine că restrângerea câștigului meu actual face necesară indicația și dacă nu voi putea imediat, desigur însă în 5-6 zile voi urma totdeauna dorinței tale. Greu o vei duce și așa, dar totuși cu o idee mai puțin. Crede-mă că totdeauna, absolut totdeauna, cea mai mare bucurie pe care îmi vei putea o face va fi să te adresezi la mine în privirea aceasta. Ai auzit tu vreodată povestea biblică a măgarului lui Bileam? Ți-o spun numai decât. Acest măgar biblic stătea flămând între două porții de fân egale, dar tutafe egale. Nu s-a putut decide nici cum de a începe una din ele și a murit de foame. Aplicația e următoarea. La primirea scrisorii gândeam într-una, ce să-i spun să nu o supăr? Ce să-i spun să fie adevărul curat? Și în această dilemă de gânduri te-am supărat și mai mult, răspunzându-ți atât de târziu. Te rog, te rog, iartă-mă. Ticăit în toate cele, preocupat de a mă vedea odată cât de cât la liman, cu gândul de a te aduce la București cât mai curând, apoi cu gândul responsabilității întregi, m-am zvârcolit nopți întregi în pat, deși a doua zi aveam totdeauna să lucrez. O singură veste bună. Fierul lui Russell îmi face bine și îmi luminează capul. Dispar toate urmele fără excepție. Încât, deși numai de 4 zile am început a lua, eu, care n-am luat nici când medicamente, resimt efecte miraculoase. Ți-aș mai spune ceva și mai bun, dar teamă mie că nu s-o împlini și sunt superstițios. Dar dacă o fi și-o fi, vei vedea în curând efecte și mai miraculoase pe alte tărâmuri, cu totul altele. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă pentru săcăiala și tăcerea mea. Se zice că toate lucrurile bune se fac într-un an. Până la împlinirea lui, se pot întâmpla mai cu seamă când timpul e greu de întâmplări. Când norocul își schimbă pasul, n-aduc ani ce aduce ceasul. În sfârșit te sărut de un miliard de ori, cerându-mi de un miliard de ori iertare și rămân pentru totdeauna al tău, Emin.